Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ape din ce în ce mai tulburi în sistemul de învățământ. Profesorii vor ieși pentru a doua oară în stradă, așadar prima zi a lunii iunie debutează sub semnul protestelor pentru că Mărul discordiei rămâne în continuare legea salarizării. Ba mai mult decât atât, dascălii amenință că vor boicota anul școlar. Despre toate acestea vom discuta cu invitatul meu de astăzi. Este vorba despre vicepreședintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar Buzău, domnul Cristache Bratu. Bună ziua și bine ați venit la noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnul Bratu, veștile sunt foarte proaste din, din învățământ. Ne-am mai întâlnit și am mai discutat luna trecută, când dumneavoastră, împreună cu colegii din, din toată țara, ați protestat în capitală. Iată că mâine acest episod se va repeta. Se înțeleg că nu s-a întâmplat nimic între timp, în, iată, aproape o lună a trecut de atunci, sau mai puțin de o lună, două săptămâni și jumătate. Nici o veste bună, nu ați reușit să obțineți niciuna dintre acele reglementări pe care dumneavoastră le-ați cerut la legea salarizării. Așadar, mâine dimineață vă îmbarcați în autocare și veți, vă veți îndrepta către București. Câți dascăl vor participa mâine la protest? Da, mâine vom pleca din în buză, 310-312 persoane, membrii de sindicat, 5 autobuze și 2 microbuze. Vom pleca la ora 8. În București ne vom întâlni cu cei din țară, pentru că din toată țara vin în jur de ora 10, ca în, 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 în timpul 12-14. Da să se desfășoare și un meeting între Piața Victoriei și Palatul Cotroceni. O, un marș. Da. Un marș de protest. S-a ajuns la această situație din cauza, datorită faptului că actualul guvern, prin reprezentanții, prin noi săi reprezentanți, minist ministrul muncii, un da. nou ministru al muncii și ministrul finanțelor, nu a reușit să intre așa într -o, nici într-o discuție, nici într-o armonie în ceea ce privește revendicările noastre, care erau practic minimale și echitabile. Înainte să ajungem la aceste revendicări, știu că data trecută câțiva reprezentanți au fost chemați la minister pentru a purta discuții, o ședință, dar o întrevedere care nu s-a terminat nici pe departe cu rezultatul pe care l-ați fi așteptat dumneavoastră. Ba mai mult decât atât, mi-aduc aminte că purtătorul de cuvânt al de la Ministerul Muncii spunea că ați avut și nu ați avut răbdare de fapt să, să stați la masa discuțiilor pentru că în 10 minute un sfert de oră, după 10 minute un sfert de oră v-ați ridicat și ați plecat de la, de la consultări păi... și uh, lucrul acesta nu a fost uh, văzut foarte bine la minister. Uh, înțeleg că ulterior ați fost, uh, ați fost chemați din nou la, la masa negocierilor. Ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat exact fenomenul care a dus până la urmă și la demisia ministrului Muncii. Uh, nu s-a acceptat uh, propunerea de o nouă lege a legea salarizării unitare, lege practic care se dorea a fi o ordonanță de urgență. Și prin această ordonanță de urgență, învățământul a fost deci, scos total din lista de negocieri și, de, și din oferta guvernului. Un singur punct din această ordonanță făcea referire la învățământ și anume un 2% din fondul de salarii la dispoziția angajatorului, care putea fi acordat în funcție de performanțele uh, membrilor lucrătorilor din învățământ, dar și acest 2% în limita fondurilor alocate. Deci, orice am face și ori. Cum am încercat? De la angajare până la plată, nu se poate. nu poate fi. nu poate fi acordat niciun spor, niciun salariu, nimeni nu poate fi angajat, pentru că nicio unitate școlară nu mai are buget. Bugetul unităților școlare calculat pe costul pe elev se termină de obicei de pe la jumătatea anului ceea ce deducem că acest cost pe elev care este de, vă rog să fiți foarte atent, maxim 2600 de lei anual. Deci pentru educația unui elev, pentru laboratoare, pentru uh, tot ce îi oferă Bani școala, 2600. Vă gândiți cât de puțin. Probabil dacă, nu știu cât îi s-o fi oferind un unui câine într-un an. Dar 2600 nu ajung acești bani niciodată. Mai mult decât atât. Să încercăm să găsim un alt sector bugetar unde salarizarea se face așa. Adică, nu știu dacă în sănătate salarizarea se face în funcție de numărul de bolnavi. Dacă în sistemul funcționarilor publici se face în funcție de numărul dosarelor sau numărul. La justiție și așa sunt încărcați până peste cap. Deci, e, numai la învățământ s-a găsit această jmecherie e, de prin 2010, și uite că s-a ajuns e, să. ca un paradox, <laughs> să începe miticul pe 1 iunie, de când de ziua vine copilului, de da? Ziua Copilului și când vine la conducerea Inspectoratului Școlar, doamna Inspector Florina Stoian, care era și atunci pe vremea aceea tot dânsa era inspector școlar general. Și tot atunci, printr-un ordin comun al Ministerului Muncii și Ministerilor Finanțelor, nouă ni s-au calculat, recalculat și ni s-au tăiat salariile. Deci, peste... Ministerul ăsta al învățământului, după cum vedem noi, nu are nicio forță este deci nu vine sprijinul educației. Nu, degeaba declarăm, așa declarativ, că educația este prioritate națională. Nu. Nu, simți acest nu simțim. În guvern, minister... acestea înțeleg că uh, pe care se, le mă rog, e, nu indemnizați. Indemnizația unui pușcăriaș este în jur de 2000 de lei pe lună și iată cam atât primește și, și elevul. Și elevul. Da, pe, gândiți, an, pe an, Da, și gândiți-vă, dumneavoastră, care... că pe an, pe acest elev, din ba, cu numărul de elevi cu acest 2600 trebuie să plătești profesori, secretar, contabil, chiar asta acum am aflat și gardienii, deci poliția comunitară de la poartă care până acum era plătită de primărie, acum o plătim tot din costul Deci revine în sarcina unităților școlare. Tot în da? sarcina unităților. Încă o, în plus. Încă o cheltuială am dat afară paznicii noștri. Nu zic că nu sunt utili. Oamenii sunt utili, dar sunt prea puțini bani. Așa ați preferat uh, să înlocuiți uh, acești gardieni cu camere de supraveghere, probabil? Dar nu, nu. Hai să fim serioși. O cameră nu poate interveni când apare o situație Așa nouă. Nu, e, oamenii trebuie acolo. Locul lor este justificat și își fac meseria. Însă, sunt prea, prea puțini bani și cu această cheltuială pe elev ne sugrumă. Și totul se duce la Ministerul Finanțelor. Deci, de acolo pleacă totul. Ministerul Muncii mai zice ce mai zice, dar tot să cerem avizul Ministerului Finanțelor. Și uite, așa, dar eu întreb Ministerul Finanțelor cui cere avizul? Nu cere nimănui. Dar chiar așa, nu ne dă seama că avem și lege care spune să ne dea 600, 6% din PIB. Nu o respectă. Avem. Avem multe, avem protocoale, pact pentru educație, semnat, avem înțelegeri cu guvernele, care toate au căzut. Și mai mult decât atât, am avut o lege a salarizării, am avut o perioadă din 2008 până în 2011, un salariu care apoi ni s-a tăiat nejustificat, ni s-a tăiat 37% din salariu. Și când ni s-a tăiat. Asta când? În 2008, a, anul 2008, care. Anul, a fost anul, extrem de anul 2008, în octombrie 2008, gata. Deci, începând cu 2008-2009, am picat cu totul și după aceea nu ne-am mai revenit. Și acum vin să ne ofere 5%, dar debutanților absolvenților de liceu, de nu de liceu... De atragerea forțelor proaspete în învățământ. Un lucru bun aș spune eu. Da? Un lucru bun, pentru că tot da. dumneavoastră acum ceva timp, ca lider de sindicat, spuneați, nu mai vin tinerii să lucreze în educație, ce ne facem? Pleacă peste hotare sau da. uh, aleg alte domenii de, de activitate, trebuie să facem ceva. Iată că înțeleg sau au da, vedeți, dumneavoastră, de... Nu mai vin tinerii și sunt încurajați de exemplu să vină, nu tinerii, nu absolvenții de liceu pedagogic, care... A, o, specializare, uh, da, o specializare, da. Și sunt specializare formati. chiar pe diploma lor, scrie învățător, educatoare, deci o specializare dobândită prin an de studii, studii de specialitate și practică educațională. Și sunt încurajați, în schimb, absolvenții de licee, că sunt teoretice, vocaționali. Deci, fără o pregătire. Fără în o domeniu. pregătire pedagogică. Și acești absolvenți de licee au salariu egal cu al, al învățătorului absolvent de liceu pedagogic până ajunge acela la 14 ani și la gradul 2. A, deci spuneți cumva că mai degrabă sunt încurajați sigur, tinerii care nu sunt pregătiți, care ajung la catedră, da. în detrimentul celor care au diplome, Bine care înțeles. sunt absolvenți în orice speciale, dar unde da. sunt, sunt pregătiți, și practic la catedră ajung păi, vă tineri gând, sigur, care nu au vă, nicio treabă cu Vă gândiți dumneavoastră pe mâinile cui... Ajung copii. Nu că acești absolvenți de liceu nu ar avea valoare, dar nu sunt pregătiți. Da, haideți să ne amintim ce se ce. întâmplă după uh, da. acele repartizări de posturi în care pă, profesori tineri ajung cu 2-3, da, nota 2-3, da, da. ajung să predea limbi străine. Mi-aduc aminte un caz de acum 2 ani. Uh, Într-adevăr, la școlile din mediul rural, da, copiii nu. Da. Deci, trebuie să facem a, deci, așa, deci, așa se ajunge. Sunt încurajați că a luat acea sintagmă, că zice că la studii e în funcție de nivelul studiilor. De acord, dar mai e și în funcție de felul studiilor, de specializarea studiilor. Păi o școală... Dar așa de ce nu plătim unde lucrează, de exemplu, la o strungărie, un strungar care e calificat și nu-l plătim ca lucrător în agricultură. Să ducă și ăla la strung, să-l plătim la fel. Păi nu se poate, de acolo nu. Numai în învățământ se găsește această portiță. Și s-a făcut acea tăiere, ca să nu scape ideea, la toți. Și ce absolventului și tânărului intrat și mie cu 39 de ani vechime în învățământ. Ne -a tăiat Deci nu ne diferențe. Ne-au tăiat 37% din salariu. Ne-am recuperat până acum 25% printr-o înțelegere cu vechiul guvern. Mai urma, Până în 2017, prin niște negocieri, deci da. era un calendar normal, un parcurs stabilit prin negocieri, să ne mai recuperăm acele 12%. Practic, dacă ar fi un 10%, Odată 10% ar fi practic tot 12% dacă se, dă mai devreme, se dau mai devreme cele 20%. E, nu s-a mai respectat acest lucru. Bine, bine, mulțumim mult ce, ce sunt, că am obținut măcar acum un an, acea creștere de salariu, da. pentru că uh, actualul guvern nici, nici nu vrea să audă de, Bându, brat, știu de că noi, cei din învățământ. Recent, că. săptămâna aceasta, a existat un alt dialog, cu tot la Ministerul Muncii, da? Zic da bine? Da. Nu ați reușit sau -au re... de fapt, nu au reușit să vă convingă să renunțați la proteste și să vină cu o propunere cât de cât avantajoasă? Nu, vedeți, noi asta dacă și șa, aseară au fost chemați. Deci tot am sperat că lucrurile se vor, vor fi înțelese, că nu era vream, deci solicitasem 5% din august și 5% din ianuarie. Deci un 10% dar nu așa niște ajustări, niște reglări pe aici și pe acolo. Și nu s-a dorit nici acest lucru. Probabil au crezut că nu avem forța necesară, că nu vom mai fi uniți, că e campanie electorală, că vom fi cine știe implicați în alte probleme din acestea civice și că nu vom... Mai mult Ornici decât la atât, protest. deci dincolo de protestul care va avea loc mâine în, în capitală, ați tras un semnal de alarmă destul de serios, care s-ar putea răsfrânge chiar și asupra da. elevilor. Da. Ați spus foarte clar și respicat că nu veți încheia situația școlară dacă. Nu veți primi o parte din aceste da. cerințe pe care dumneavoastră le-ați da. intrat la minister. Aș vrea să vă întreb acum care este situația la nivelul județului Buzău, ce spun, ce spun ceilalți profesori. Într-adevăr, sunteți hotărâți și uh, balanța înclină foarte mult pentru această măsură, să nu fie încheiate mediile și anul școlar să vinerea, fie înghețat? Da, vinerea trecut am avut Consiliul Județean al Liderilor din județul Buzău și. Toți au fost de acord, s-au ridicat și au spus că singura măsură cu care am putea uh, ieși la o negociere serioasă, că așa e la negociere, unul cedează, altul câștigă, eu, asta e arta da, negocierii. Asta înseamnă, da, negociere. Da? Uh, singura măsură, deși îmi pare rău să spun și așa, uh, să este... Să nu se încheie situația școlară. Dar ce și atunci am demarat, am hotărât, am demarat o consultare a membrilor de da. sindicat a profesorilor uh, și am zis că să avem două condiții. Una, ca la nivel de uh, țară, să fie cel puțin 50%. La... Este o măsură care va fi aplicată la nivel la național. La nivel național, da, național nu dar nu, nu să mai Buzău. fim noi. Știți cum am pățit noi, eram singurii care mergeam pe străzi. Că, de fapt, domnul Dobre a fost la București acum ultima dată și chiar acolo mi-a spus că uh, s-a strigat tare, așa că singura acțiune, într-adevăr, care a însemnat ceva a, a ceva, a fost ce s-a făcut la Buzău. 2010, deci, da, at atunci când am stat aproape nu știu câte săptămâni pe stradă, fiindcă aveam sentințe judecătorești și nu vreau să ne le plătesc. Deci cu legea în mână, cu de legea în actele mână. emise da, de sentințe da. nu se respectau. E, și atunci am zis că vom consulta cadrele didactice. Acțiunea a început, semnalul este clar, oamenii vor să nu mai încheie situația școlară, cu excepția clasei a 12-a când... Clasă la care deja săptămâna -au să au, s au încheiat deja și au făcut cereri de scriere la BAC. Afectații vor fi și cei da. care urmează să susțină evaluarea națională. Și da. vorbesc aici pentru că vorbim de examene naționale. Și pe evaluare, și să nu de la, să la clasa susțină. pregătitoare până la clasa 11 -a. Desigur, ne vom atrage multă antipatie, dar... Cu aceste revendicări sunt de acord și consilii ale elevilor și asociația ale părinților. Asta vreau pentru să că vă și întreb dacă ați se... discutat și cu asociațiile sigur. de părinți și ce spun pentru că sunt de aici acord, cu siguranță părerele sunt împărțite. Eu sunt convinsă că un se părinte... Se vede clar că învățământul este subvenționat. Ce poate să spună un părinte care plătește pentru, băiatul, pentru copilul lui 2 milioane și... La abonament și îi se decontează conform legii numai jumătate. Da, vorbim de cei care sunt afectați da? și în orice caz. Ce mare poate să spună un părinte lege? care uh, trebuie să, din contribuții proprii, să repare nu știu ce la clasă, că nu se dau bani, să cumpere nu știu ce materiale, uh, să frumusețeze grădinița, deci, că toate s-au stricat? Este nu, 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 nu. Deci, așa. E declarativ. Ce poate să spună un părinte când uh, la clasele a 9, a 10, uh, mai sunt gratuite doar manuale de cultură generală, pe când cele de pregătire de specialitate nici că mai există, nu mai editează și nu se mai dau nimic. Oare de ce nu s-ar da și la cei Le de a 11 -a și de a 12? Nu urmează să primească din toamnă acele urmează, manuale gratuite. Da. Să, li spus spus? se dea, să li se dea ca să poată elevii să învețe. Deci nu, lucrurile au scăpat cu totul de sub control, educația nu mai este o prioritate, pentru că și eu știți de ce bănuiesc, într-adevăr, s-au făcut și niște nereguli, ca ați văzut, școli care au început să fie renovate cu bani foarte mulți, au fost și pe acolo interese, s-au dus pe la unii și pe la alții. E, acum se pare că lucrurile. Sunt, au început să meargă mult mai corect. Da, e foarte bine. Se controlează, se verifică și a cam dispărut interesul, așa. Da, haideți să revenim puțin la examenul național Mă refer la evaluarea națională da. Pentru că, a, dar și bacalaureatul Că urmează dacă profesorii da, nu uh, s -ar, Poate nu vor refuza ci, să, intre să intre în comisii de... De... Este, Asta... este clar că nu se... S-a luat în discuție și lucrul acesta? Sigur că și acest da, lucru se poate Dar dumneavoastră și colegii dumneavoastră Deci ca profesori la nivel național Vă asumați uh, Vă dați seama ce isterie națională Ar putea să păi, fie atunci când da. acești copii uh, Nu vor putea susține aceste examene S-ar da peste cap total programul De uh, stabil calendarul Ales că profesorii sunt și într-o tensiune foarte mare. Nu numai elevii și profesorii sunt într-o tensiune foarte mare. Stau atâtea ore la supraveghere, la control, la nu știu ce. Uh, cu camere, cu frica de denunțuri, cu. Uh, exceptăm pe cei care fac nereguri că cine fac, după, face după, nereguri să-și le tragă. Aș vrea să vă întreb, uh, pentru că ați tot purtat discuții, uh, credeți că ați putea să obțineți aceste uh, revendicări și să nu se ajungă la blocarea anului școlar? Da, eu așa aș crede. Uh, Sau dar... le arătați cumva pisica neagră și. Noi n-am vrea Pentru să se ajungă. Pentru că blocarea anului școlar am... este o chestiune extrem de serioasă extrem, și cu efecte extrem de destul de vedeți negative. Că, uh, chiar și întreruperea, când întrerupeai școala, efectele erau... Și greva erau, aceea generală sigur, de acum câțiva a, a, afecta, exact. a afectat. Între, nu mai copiii, nu se mai duc. Se lucrurile sunt de, scăpate de sub control. Însă... Uh, guvernul, simțim noi așa că acest guvern Practic nu facem mai nimic, în, doar de, să asimilat, se joacă altfel, de a negocierea se joacă de a legea salarizării că nu, nu face o lege pe principi, principii echitabile. O să, așa. o să discutăm, să vedem ce se întâmplă la, la București. Dacă mâine nu veți fi, și cel mai probabil nu veți fi invitați la discuții, uh, vă întoarceți de la București, uh, rămâne un protest, Cum? iată este al doilea, da. pentru că și luna trecut ați mai mers tot în, în București și ați, da. ați pichetat. Uh, ce se întâmplă mai departe? C Aceea va fi următoarea măsură. După care, care se va aplica de când? Cu... Păi probabil după acest meeting, dacă rezultatele nu sunt, la nivel de țară trebuie din nou un colegiu național da, veți intermi, veți discuta. Sigur, sigur. Și se va lua hotărârea în ceea ce privește înghețarea anului școlar. Deci vă asumați lucrul acesta. Da, este da. o situație disperată în care ajungeți este, dacă vă gândiți o să puneți în aplicare această măsură. Da, pentru că, vedeți, mai asta zice legea unica salarizării. Nu se pune problema de grevă generală. Nu, v-am spus, pentru grevă avem contract de muncă. Grevă pe o lege de salarizare nu poți face, deci dacă e lege, avem legea, e lege. Numai să negociem. Deci, deci nu aveți dreptul la o grevă generală? O grevă, legal nu, deci o, face acest lucru. Sigur, sigur. Dacă ar fi pe negociere, dar dacă, de exemplu, încep negocierile și guvernul nu este absolut de acord cu nimic. Poți ajunge și la asemenea situație în cazul negocierilor. Însă se pare că nu nu ai cu cine negocia. Nu știu, sunt acolo niște deci, linii trasate, niște da, ați fi dispuși să mai lăsați de la dumneavoastră? Știu că lung, și o să discutăm în, dar în a doua parte a emisiunii, o să discutăm punctual despre uh, revendicările pe care dumneavoastră le aveți. Uh, cea mai importantă, spuneați dumneavoastră, să recuperați acele procente. Să 12%, recuperăm 12%, acele da? procente, ceea ce ar însemna 10% și vrem să fie pe bugetul anului 2017. Bugetul se aprobă să fie inclus, da? inclus în acel buget. buget, pentru că dacă nu este prins până la 1 ianuarie 2017, în bugetul anului 2017 ne vom zbate degeaba. Deci este clar. Apoi trebuie să, să, să se știe că avem și noi acolo un loc, suntem o categorie și importantă și numeroasă, și avem, și noi, un loc acolo, în acele grile de salarizare, și vrem să știm unde ne este locul. Vă simțiți și credeți cumva că da. sistemul de educație a ajuns să fie nedreptățit? Uh, nedreptățit? Deci, celelalte, sănătatea, sigur. Uh, poate mai primește câte ceva, se mai discută. Profesorii au fost lăsați așa cumva la o, deoparte și nu sigur, mai obținem niciun... Uh, ne, suntem, practic, nedreptățiți. Și faptul că nu suntem introduși în această lege, pentru că aici ai vedea clar, pe o scară de la 1 la 12, de la 1 la 15, mai ai vedea unde sunt. Dar dacă tu nici nu ești introdus, nu e suit cu pe această scăriță undeva, n-ai de unde să știi care este importanța muncii pe care o depui. Apoi, vrem neapărat să ori să se termine cu costul ăsta pe elev, ori să se. Practic, ar trebui dublat cât de cât. Deci, ar trebui dublat că nu se mai poate. Nu se mai poate. Nu numai că nu ajung banii pentru salarii, pentru cheltuieli, pentru multe. Și care ar fi soluția? Dar acest cost are chiar implicații și educative și sociale. Sociale, ați văzut. Se mută copii din, un, din unități de-astea administrativ-teritoriale la alte școli, cum a fost cazul la Buzău. Școlile încearcă prin tot felul de metode să-și atragă cât mai mulți deci există elevi. Există o competiție între școli. O competiție ca atragă care un număr sigur, cât mai mare care de elevi Pentru că ele au de câștigat da, da? Da, uh, și financiar. Care... Se vor descurca mult mai bine cu cât da. numărul de elevi este mai mare. Avem clase numeroase, asta spre răutățirea da. părinților, dar și uh, cred eu că este și în dezavantajul cadrelor didactice, pentru că este greu să faci față unui număr foarte mare de, de elevi. dezavantajul elevilor Sunt clase, așa spune legea, le poți aproba și peste un număr de 28 mai 5, 30, 30, 35, dar sunt școli care, la care toate clasele sunt cu 35. 35 de elevi. De gândiți-vă să ai 35 de elevi oră de oră într-o clasă, să fii învățător, să fii profesor. Nu ești practic. 35. Da, nu credeți cumva că cele mai uh, afectate de această măsură de cost pe relev sunt cele din mediul rural, pentru că acolo există școlile acelea foarte mici, unde nu mai sunt da. mulți copii uh, care să urmeze cursurile și acolo uh, oferta și de unde se ia tragă. Da. Nu, nu și acolo, cidesc, uh, acolo de se ajunge la, la comasare. Distanție. La dusul elevilor cu microbuzul, la alte cheltuieli bineînțeles și cu microbuzul Adică această concurență da. se întâmplă mai mult aici la oraș unde oferta da. într-adevăr este mult mai variată Dar în mediul rural nu prea că Eu știu situații cât doar... și în mediul rural ca furtișagul la albine Se încearcă să se fure elevi de la marginea localității să ia cealaltă Că venim cu microbuzul, că noi avem învățători mai bun, profesori mai buni, foarte urât, foarte urât, că facem așa deci între colegi. toată treaba asta nu face decât să dezechilibreze Sigur. până la urmă. Dezechilibrează, educația. pe părinții debusolează, prestigiul cadrului didactic scade în multe cazuri, prestigiul unității de învățământ scade, începe lumea să plece cu copiii din localități să facă. Cu râd, să facă în aveală, fac Dar da. Da, da să vedeți că numai cu autobuzul au început să i ducă azi îi duc eu cu mașina cu personale, mâine da. mâine îi duci tu și tot așa. Și facem, ce facem că nu e, să știți, nu e o variantă extraordinară ceea ce se întâmplă. Dacă, și cum ar trebui făcut ca să fie bine? Bine ar fi bine, bine, să bine ar fi să fie eliminat bine. acest cost pe elev școala să primească bani, să primească finanțare, să fie dotată, pentru că vedeți noastră, nu mai s-au făcut dotări în mijloace de învățământ în da, ce deci e vorba de... Trebuie să recunoaștem. Fiecare da. uh, la în ședințe, ședințele acelea cu părinții uh, sunt, li se, mă rog, se discută și de comun acord fiecare contribuie cu o anumită sumă de bani da. ca să fie înfrumusețată care, care, pot, care pot. Uite, clase eu, de curs. eu sunt diriginte, termin acum clasa 12 la Colegiul Agricol. Eu nu le-am scris, n-am strâns odată 5 bani 50 de bani de la elevi. Poate sunteți o excepție, dar în general cam așa se întâmplă. Nu, dar la de noi, la grădiniță, nu la noi, nu. nu. Dau păi, dar ce să, le, ce să le mai cere acelor copii că ei trăiesc din niște venituri foarte mici, vin mm -hmm. din mediul rural, li se decontează jumătate din navetă, cheltuie și prin oraș, nu știu pe unde, mai ales care mai fac naveta cu microbuzul de la autogară până la liceu. Ce poți să le mai ceri la acești elevi? Uh, da? Probabil se fac... Nimeni nu vede. Ați văzut ce măsură discriminatorie la nivelul municipiului Buzău, la un moment dat trebuia să stea să-i separe care ești din municipiu, care ești din mediul rural, te-ai în autobuzul ăsta să facă un colonare Ce să le fac acolo? Să dea, păi era un banc, proști de o parte, în autobuz, ăia ăla de partea cealaltă. Dar vă gândiți cam ce penibil. Așa este, da. Ce penibil! De ce copilul ăla? Bă, copilul e copil să simte prost. De ce ăla merge subvenționat, nu plătește și eu scot un leuț, jumate doi din buzunar? Poate îmi lua și eu un covrig. Că da, săracele da. ești foame, că vin, de, vin să scoală de dimineață, la ora 5, la 6, la 7, să întorc la ora 3, 4 pe când cel din un municipiu are timp berechetul. Unde mai e egalitatea? Dar la șans. Unde e echitatea? Unde sunt aceste principii ale educației? Nu. Bun. Deci. Nu cumva ne vom pierde valorile? Nu cumva vom scăpa și prin mediul rural? E copii care ar putea deveni niște valori să rămână pe acolo? Da? Se întâmplă deja lucrul acesta. Sigur, din se întâmplă la nivelul clasei a 8 -a. În fiecare an sunt mulți care nu mai continuă Și suntem ca țară, suntem fruntași În ceea ce privește abandonul școlar deși da. încercăm să implementăm tot felul de programe Din acestea ajutați de Uniunea da. Europeană Nu reușim Dar gândiți-vă dumneavoastră și ce abandon ar fi Dacă se mergea pe o idee Și mai năstrușnică Să facă clasa nouă La mediu acolo Până la noua, mediu rural După care La muncă ori la școală Mai venea niciunul da. Singura măsură bună care a fost luată, da, chiar a fost luată, începând cu guvernul Funieriu, deci și continuat, a fost cu înființarea școlilor profesionale, s-au, sau reînființat școlile profesionale și li s-a oferit elevilor o bursă de 200 de lei, 2 milioane pe lei vechi pe lună. Deci, aceasta este și să vedeți rezultatul că la școli... A existat o încurajare, Sigur. dar s-a văzut, într-adevăr, și statistic Și statistic, că... an de an, clasele de acestea au fost ocupate, au fost concurență, au venit și elevi chiar mai mult decât locuri, sunt foarte interesați, vor termina în curând primele serii, probabil se vor angaja, au... Deci, uite, așa trebuie gândit, dar, vedeți, că mai trebuie să facă și statul un efort. Că Părinții nu mai au cum, nu mai au din ce. Sunt foarte mulți care trăiesc prin ajutoare sociale. Deci această lege a educației lovește atât în profesori, cât și în, și, și în elevi. Și deci în este elevi. foarte prost gândită și Dar are prevedere, în învățământ. Da, dar știți că, că, că are prevedere legea educației, de exemplu, pentru elevii care nu, nu pot face naveta, spune într-unul că li se le contează naveta, dar li s-a cerut, nu s-a înțeles că li se decontează total. Că a venit onor da. guvernul. O să vă întrerup puțin, Jum, pentru da. că înțeleg că avem un uh, telespectator. Alo, bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm! Salut! Bună ziua! Vă ascultăm! Laudă domnului profesor! Domnul Cristache Bratu este vicepreședintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar Buzău. Dacă aveți să adresați o întrebare, vă ascultă și vă va răspunde. Nu întrebare, îi mulțumesc pentru felul cum vorbește dumnealui. Locuiesc la țara, copii, am două fete mari, dar să știți că merită tot respectul. Da. Vă mulțumesc. Dumneavoastră ați, dumneavoastră ați fost cadru didactic? Eu vă spun mult, vorbesc mai ce să sunt răgușit un pic, vă doresc multă sănătate și laudă dumneavoastră și laudă felului că cine și cu cei de la țară. Aș vrea să vă întreb dacă ați lucrat în sistem, dacă ați fost cadru didactic. N-am lucrat în sistem, eu am lucrat uh, la calea teatră, dar în schimb, uh, 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 vă ascult. Da, am crezut că ați fost profesor și că înțelegeți... Nu, 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 eu am participat la discuția dumneavoastră da. și mi-a plăcut discursul și, și al dumneavoastră și al domnului. Da, aș vrea să vă întreb... Uh, ce părere aveți încotro să îndreaptă educația? Pentru că, iată, sunt foarte multe probleme. Mâine profesorii vor ieși în stradă și amenință cu blocarea anului școlar. Cum vedeți? Unde a ajuns educația? Păi, educația nu se duce spre bine. Da. Pentru că ceea ce a spus domnul profesor a zis foarte bine. Dar mai trebuie altceva, și copiii trebuie să asculte de domnul profesor. Așa este. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Rămâneți alături de noi. Da, iată. Îi mulțumesc, domnului. Da. Situația este exact cea reală și cum o simt eu. că, Vedeți, eu am marele avantaj pentru că, în afară de lideri de sindicat, sunt și profesori. Eu, toată catedra. Oameni, deci sunt efectiv în învățământ, lucrez în învățământ și îmi dau seama câte probleme. Mi-am întrebat... Mi dat seama cum, uite, am început în clasa a 9 cu 29 de elevi, da. m-am străduit enorm până în clasa a 12 -a, să termin cu 20, la clasa a 10 am pierdut foarte mulți. Deci n-au mai putut să ajungă la școală, da. părinții nu și au mai permis să ajungă da, da, la școală. Da. da. trebuie să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, vă invit să rămâneți alături de noi și vom reveni. Am revenit și în pauza de publicitate, un telespectator a sunat nu a dorit să intervină în, în direct, și are o întrebare pentru dumneavoastră. Și spune așa, lucrează de 33 de ani în, în, în personal auxiliar în cadrul unei unități școlare și spune că a observat că nu aveți așa o aplicare și către uh, această categorie și vă bateți cumva cu pumnul din piep doar pentru cadrele didactice. E adevărat, uh, înțeleg că dumnealui nu a venit personal să discute nici cu dumneavoastră și nici cu domnul Dobre. Deci nu și-a spus problema, da, cu ce, cu ce se confruntă, dar aș vrea să, să le să răspundeți dumneavoastră uh, pentru că, în primul rând, era deranjat, din câte am înțeles, din, uh, de câte am înțeles noi, uh, de faptul că nu, nu depuneți eforturi suficiente ca să obțineți avantaje și pentru personalul auxiliar. Da, din păcate, dânși, e vorba de, probabil de personal nedidactic. Da. Uh, au fost uh, o perioadă, așa, uh, nedreptățiți, Au avut și, dâns și un, uh, un spor de un 10% pentru niște condiții mai grele Și la ei 10% se cunoaște 50 de lei, dacă e, e ceva. Știți, și acest spor li s-a luat și, mai mult decât atât, regulamentul care ne permitea prin lege să negociem acest spor, să-l renegociem, să-l fie acordat. Acest regulament a fost amânat în fiecare an după guvernul Boc în continuare până ziua de astăzi. An de an, deci toți, toți o apă și un pământ au amânat acest regulament. Noi însă am făcut și pentru ei destul de multe demersuri, de exemplu. Da, probabil, asta vreau să răzbesc, Prin lege au fost, fost introduși în care, în legea învățământului, deci există personal didactic, da. didactic auxiliar și nedidactic. De asemenea, să nu uităm că anul trecut am încercat să li se evidențieze sporul de vechime separat față de salariul minim pe economie. N-am reușit pentru că era afectate, erau multe persoane din România probabil, însă s-a reușit o creștere salarială de 17% deci pentru, pentru personalul da. nedidactic, ceea ce a fost uh, foarte bine. De asemenea, tot, pentru, de, tot uh, pentru ei am... Pentru această categorie am avut nenumerate procese în instanță pentru acel spor, pe toate ne-am câștigat, li s-au plătit și lor drepturile, tot eșalonat, că sunt mai mici, sunt mai mici, dar tot eșalonat ca și nou în 5 ani de zile, deci nu a fost nicio discriminare și încercăm de asemenea acum ca acel drept să vedem în ce măsură legislativ poate fi reținut ca un spor compensator, un drept salarial compensator să se mențină în salariu. Avem de asemenea același regim de din punct de vedere sindical al acordării unor uh, facilități. Mă refer, de exemplu, cazarea, avem o pensiune. Sindicatul nostru are o pensiune la Harțagu costul în acea pensiune, în cazul ocupării tuturor camerelor, era de 15 lei de membru de sindicat, 25 dacă nu ocazional. Deci de, de niște avantaje. Niște, niște avantaje, da? da, da, da. De asemenea, în caz de deces, Doamne Ferește, în caz de boală, în cazul nașterii primezi unui niște copil, Primez niște... Bun, de la sindicat, niște Bun, bonusuri, da? niște aia, Pentru Bun, că... deci cel mai bine este ca domnul, dacă au pentru orice să el, vine, da, vine lăbările, marge, să da. vină, să, vorbească cu dumneavoastră. Unde vă găsește? Da, oi, dar știți îmi pare tare rău? Că... Uite, sună și telefonul. Da, sună telefonul. Dacă l-aveți la dumneavoastră, puteți să-l să, să închideți. E în geantă. Asta este acum. Da, da se întâmplă. nicio problemă. Bun, deci unde vă găsește? Ne-am mutat sediul sindicatului la vis a -vis de pizza marina, deasupra nu la reprezentanța reclamă, Arctic. Stres, da? da, da, pe Ion Băieșu, la un bloc. Așa, da. așa, acolo ne poate găsi, pentru că sunt puțin debusolați și cu chestia asta. Nu facem nicio reclamă, e clădirea noastră. Am cumpărat-o, e a noastră a sindicatului. locație. Așa. așa. Și... Acolo poate să vină să și exprime Nemulțumirea, Nemulțumirea sau să, încercăm, să încercăm să-l ajutăm Bun, haideți să revenim la ce, subiectul nostru Ce se va întâmpla mâine 300 de Peste 300 de profesori da. noastră, Mâine vor merge în București Și uh, am, am rămas datori Să menționăm cumva punctual revendicările dumneavoastră, dar da, pe cele mai importante, pentru că ele deci sunt multe. 300 de oameni ai sindicatului nostru, e o cheltuială destul de mare pentru sindicat și mulți dintre membrii aceștia, dintre personal neridactic, sunt ademeniți așa de sindicatul concurent nou din județ. Ăștia nu vor să vină, participe la nicio protest. Da. Își păstrează bănuții și lască în loc să ne ducem la București, le dăm acolo nu știu ce. Uite că se cheltuiesc banii și așa. Dar de aia este sindicat. Trebuie să mai organizăm și asemenea acțiuni pentru că niciodată nu vom obține probabil ceva dacă nu Stați cerem, dacă stăm cu mâinile în sân, Că Da, aia sau așa. pe revendicările sunt cele cunoscute. Să se respecte legea învățământului, 6% din PIB să se dubleze sau să se termine cu finanțarea asta pe relev, să se emită o lege a salarizării unitare în care să ne știm clar locul. Suntem 15 președintele, unul e cel care intră în sistem. Unde se află profesorul, unde se află învățătorul, unde se află contabilul? Să știi clar pe ce poziție e și toți să fim la fel. De asemenea, dorim să ni se uh, repare acele inechități, acele nedreptăți uh, care ni s-au făcut de-a lungul timpului. Păi am pierdut foarte multe. Am pierdut salariul de merit, 2% la tot așa, în funcție de buget. Uh, și un ajutor de deces, că dacă noi am avut prin lege stabilit, că și se întâmplă foarte des în învățământ, dacă decedează un. Cadru didactic un membru de sindicat, primea și în salarii compensatorii. Să ni se deconteze naveta că să nu mai avem atâtea acțiuni în instanță profesorilor. Să se deconteze integral naveta elevilor, să se deconteze naveta s-a obținut și a personalului didactic ca auxiliar și a personalului nedidactic. De asemenea, am avut un drept care iară ni s-a luat ne puteam pensiona fără a fi penalizați, deci nu se considera pensia anticipată cu trei ani mai devreme, în condițiile în care aveai o vechime, nu ne-a dispărut. Și acest nu se drept. mai întâmplă. Nu, nu se mai întâmplă. În Ori vedeți dumneavoastră, există și acum și o inițiativă legislativă să avem o pensie de 80% din brut, care oricum la noi învățăm în învățământ sunt mici, nu iese nimeni, nici cu 2000 de lei. Pensie. Nu există așa. Dar, cine știe ce minune. Să fie vreunul cu 2000 de lei pensie. Așa. Ori nu se vrea acest lucru, pe când, ați văzut dumneavoastră, sunt foarte multe categorii, unele chiar în ultimul timp, cărora, dar alte categorii care au primit aceste drepturi prin lege. Aleși locali, parlamentari sau nu mai știu cine sau. Acum nu zice nimeni că a fost pilot, a fost militar, a fost polițist. Au avut și ei au avut legile astea. Nu ne putem lega. Și au avut niște drepturi care li s-au tăiat. Însă nu se poate așa numai la unii să dai, să mărești bugetul camerei deputați, senat, mașini, chestii așa. Iar nouă, în învățământ, să ne spună vă dăm 5% așa niște cheltuieli rectificative, ajustări. Deci niște ajustări. Nu e nimic. Păi 5%, 5 e nimic că se dă, păi pe bucură, până la urmă se și pierd. Da. Deci acestea sunt principalele de da. pentru care mâine veți ieși în stradă. Uh, și mai mult decât atât, nu vă veți opri la protestul de mâine. Înțeleg că este acest, acest este, o să spunem, ultimul semnal de alarmă pe care îl, da. îl trageți. Da. Uh, Înaintea parte... unuia și mai grav. Mai departe, s-ar putea să asistăm da. la o situație <coughs> mult mai neplăcută, pentru că da. sunteți hotărât să nu încheiați situația școlară. Urmează examenele naționale, va fi, dacă veți ajunge da. până acolo, uh, va fi o situație. Nu știu, s-a mai întâmplat. Va fi o situație, în, da? A mai fost, a mai fost o, odată o perioadă când, tot la fel, am fost uh, cu neîncheierea situației școlare și s-a încercat atunci. O acțiune de forță din partea conducătorilor, începând de la chiar și unii directori și pe la inspectorat și pe la minister, că vezi, doamne, chemăm pe alții să încheie media. Ori deci, spune acolo, clar, <gură> regulamentul. Media o închei eu, care doar, am pus profesorul notele, care profesorul a care a, dat a avut ta. obiectul ăla numai în caz de există niște reclamații, dar se face o altă comisie de la inspectorat, deci sunt niște, niște situații excepționale. excepționale nu da. așa tu numești, hai să aducem pe toți să mi cumva ați fost, să spunem, ați, a, nu amenințați, ați fost încercați să se intimideze? Da, au fost perioade, însă trebuie să știți că în ultimul timp, cel puțin la nivel local, între sindicate și patronat, respectiv da? inspectoratul școlar și directorii. Da, exact și a, o bună, a existat o relație bună și directorii unității. Că mai sunt cazuri de exces de zel, de teamă. Uite, vă dau un exemplu. E loc ven, mi se pare mie. Când am obținut drepturile prin legea aceea 221, când mi-s au mărit salariile în 2008, uh, ni s-au tăiat, când am obținut o lună, ni s-au tăiat imediat. Da. Și apoi am început să dăm în judecat. Câștigam proces se înscriau pe tabel pe cerele de chemare în judecată membrii de sindicat, profesori și așa mai departe, personal didactic auxiliar sau personal... Domnule directorii erau cu teamă și au fost situații când unii directori sau și unii inspectori sau nu știu ce nu s-au scris pe acele liste da. de chemare în judecată pe procese instrumentate de, de sindicat. De teamă. nu știu ce. Nu și-au obținut drepturile, alții au făcut mai târziu, dar am am participat la un moment când a venit o doamnă directoare și a spus cât de bleagă am putut să fiu eu să nu spun, să spun bleagă cu ghilimele. Da. Așa că în momentul ăla de atunci nu m-am trecut și eu pe tabel. De ce? Că s-au trecut toți. Și pădând s-au tot amâna cu că să obțin drepturile 5 ani eșalonat. șalonat deci, 5, 10, 25, 25, dacă 35. Dacă ar fi avut curajul să-și ceară sigur, aceste întrebări, primit oricum... Da, mai oricum mult, oricum, observăm, oricum. observăm că au fost probabil niște interese, niște interese, altfel nu se justifică, și a dat acum, a ieșit o lege și le dă la toți care n-au luat atunci din învățământ, deși își recunosc greșeala, da. dar au văzut că unii n-au luat probabil tot de cineva s-a spus. Da, una peste alta domnule, domnule Bratu, mâine veți fi, la veți protesta, da. veți fi în capitală și uh, uh, practic uh, continuitatea anului școlar uh, rămâne deocamdată sub semnul întrebării. Exact, exact. Asta trebuie să se știe pentru că nu, nu putem fi chiar așa terfelici. Suntem cadre didactice, uh, cu respect am încercat prin negociere așa cum s-a putut în alții ani se putea face și acum că nu era o enormitate, nu un acer, un nimeni dar seama, 5% în august și 5% din ianuarie. Da, spuneați în prima parte a emisiunii că vă asumați uh, efectele pe care uh, această decizie pe care ați luat-o dumneavoastră la nivel național, dacă se va ajunge până acolo, uh, vă asumați, pentru că vorbim de examene naționale, vorbim despre copii care s-au pregătit și pe care și pe ei uh, îi dezorientează această, sigur, această veste sigur, sigur. Uh, și nu cred că au nevoie de, de acest lucru. Sperăm să nu se ajungă Și noi acolo. sperăm și sperăm că vă veni la masa negocierilor, ne vor mai sărăci puțin pe noi sindicatele cu niște bănuți cheltuiți pe aceste meeting dar nu avem ce face, banii sunt tot din cotizații, tot de la membrii noștri de sindicat. Dar de Asta a este rolul sindicatului până la urmă, este rolul să sindicatului. reprezentați interesele da, profesorilor. Da. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră, vom ține legătura mâine și cu, vedem, cu poate veni cu bune de la București. Cu mare plăcere! Domnilor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că și astăzi ne-ați fost alături, vă doresc o după amiază liniștită -am mai bine. La revedere!